cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua este făcută, invitatul a sosit, dar până ca, înainte de a vi-l prezenta în mod direct, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Invitatul de astăzi este un personaj politic care, cum să vă spun eu, poți să spui orice despre el, că e controversat, că e admirat, că nu, că a creat tot felul de dispute, scandaluri sau a făcut lucruri bune, dar este imposibil de ignorat, în neamț cel puțin. Numele domniei sale, Iulian Bulai, președintele USR Neamț și în același timp deputat de Neamț și președintele Comisiei de Cultură. Exact. Bună dimineața, bună dimineața, bine ați revenit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc mult pentru cafea. Cu mare plăcere. Eu îmi pun ochelarii să mă mai uit odată, să văd sigur că sunteți noastră, că ați revenit după atâta timp. Mă bucur că ne revedem în emisiune și mai ales într-o perioadă în care lipsesc în România vocile care să spună lucrurilor pe nume. Și care să spună lucrurilor pe nume privind problemele din toate direcțiile. Inclusiv să vorbești și când tu poate ai la rândul tău o vină apropo de ceea ce se întâmplă. Domnul Bulai, haideți să facem o scurtă recapitulare așa rapid, închid ochii și încerc să mă gândesc. Crevedia, județul Constanța, accidentul cu morți. Azi dimineață am citit o știre și m-am crucit. Un tren pe relația Arad, nu știu unde, a ars complet. Locomotivă și vagoane. Ce se întâmplă în țara asta? Spitale, numai, ați văzut, spitale, probleme, mergi pe drumuri, nu se poate circula, e o nebunie tot. Ce se întâmplă în țara asta? România culege efectele unui comportament colectiv, cu mici excepții, din ultimele decenii. Este foarte firesc. Ce vedem acum în România, din punct de vedere al înțelegerii fenomenului științelor politice, există sintagma stat de drept, care presupune și funcționarea instituțiilor. Într-un stat de drept, instituțiile funcționează de la sine, indiferent de ce politicieni vin și pleacă, ele sunt solide și reușesc să rezolve aproape de la sine probleme. În România există un stat de drept foarte, foarte șubred. Avem stat de drept, dar foarte, foarte șubred. Despre asta este vorba. Ca instituții care nu funcționează. Crevedia, explozia. Atât de multe instituții sesizate nu au făcut nimic pentru a rezolva problema după ce a fost retrasă autorizația de funcționare actorului respectiv. 2 mai, alt scandal. Femeie care naște pe stradă, femeie absolut, care moare în spital. Am uitat, da. Multe, multe probleme care arată că sistemul nu funcționează, de fapt explodează. El funcționează dacă Neica Taica, politicianul șef de CJ de la Ialomița, Călăraș, Constanța, de unde o fi, Botoșani, sună și spune, rezolvă și tu pe ăla. A venit doamna aia, e mama lui Cutare, e tatăl lui Cutare, e neamul lui ăla. Este un gen de comportament administrativ de tip bizantin oriental. Nu are de-a face cu ambițiile noastre de primenire a administrației și a statului de drept, adică a funcționării instituțiilor. Deci culegem efectele unor investiții de până acum din scena politică. Fix asta are România acum. În ce a investit în marea majoritate a timpului, asta culege acum. Bun. Acum să ne punem în poziția românului simplu, alegătorul care trăiește într-o zonă de genul acesta în care nu mai știe în ce instituția statului să se încreadă, care la un moment dat și-a pus speranța că va veni o clasă politică nouă și-a votat la un moment dat în consecință și care acum spune cam așa, și vă spun asta pentru că umblu și merg și văd ce... Dom'le, în cine să mai avem încredere?
Este întrebarea aceea care apare obsesiv înainte de alegeri. Uh-huh. Și ei spun așa, domne, i-am votat pe PSD-și de atâtea ori. I-am mai votat și pe peneliști. La un moment dat a venit valul USR. Și îi spun, domne, nici acolo nu a fost cum trebuie. Și acum oamenii stau și spun pe cine să aleagă. Care ar fi alternativa? Pentru că ne uităm spre dreapta. Ce avem la dreapta? Ce avem la stânga? Ce avem la dreapta în momentul ăsta? Dihotomia dreapta-stânga nu mai este relevantă în România pentru că... Păi nu, că avem un guvern PSD-PNL. Da, PSD-PNL nu mai sunt competitori. Ei sunt parteneri pentru că împărtășesc aceleași valori și același electorat. De asta ei nu și mai... Neamț? Și Neamț la fel. Fără unde? Fără nicio problemă. Unde? Unde? Avem o înțelegere PSD-PNL în Neamț care funcționează. PNL Neamț, care este încă de atunci de când PNL a început colaborarea cu PSD, a fost primul din țară care a spus că eu îl susțin pe Florin Câțu să facem colaborare și guvernare cu PSD. Vă dau un scris titlu dintr-un mare ziar național care a titrat această declarație care rămâne acolo. Deci nu poți să fii la centru secretar de stat binecuvântând decizii ale premierului Ciolacu și aici să fii om de opoziție când de fapt toate mizele mari țin de o guvernare comună. Nu poți să spui anul trecut că noi facem protest la pod la Luțca cu premierul Ciucă de la PNL care avea pixul în mână să dea bani armate și să investească și să mențină un pod de pontoane în regim temporar și să faci protest. La fel și acum, nu poți să arunci vina pe PSD când tu ai avut această oportunitate și PSD nu poate să dea vina pe PNL pentru că i-a avut premierul. Împreună pot rezolva, dacă vor, rapid, fără să paseze probleme. Nu o fac, pentru că gândesc foarte cinic. Cum? Vă spun foarte clar. Peneliștii de anul trecut spuneau așa, păi noi avem acolo numai o primărie penelistă, la Dolgești. În rest, Boghicea, Stănița, Băra, Sagna sunt PSD-iste. De ce să investim noi acolo? Cu oamenii oricum votează PSD. Deci este o investiție nulă. Acum, cei de la CJ gândesc, dar de ce să investim noi acolo? Că ar trebui să fie o investiție centrală. Că noi nu ne permitem această investiție de 1 milion aproximativ de euro pentru o soluție temporară. Deci este o pasare cinică, constantă a problemei dintr-o parte în alta pe calcule politice simple și meschine. Despre asta este vorba. Ratând mize mari, cea mai mare miză, dincolo de ce înseamnă disconfortul a înconjura 10-15 km pentru foarte mulți din zona județului de est, este Spitalul Județean. Dacă eu, politician de opoziție, pot să am o opinie bună despre două mari proiecte din județ, care au fost negociate și finanțate din guvernarea USR într-o perioadă foarte scurtă, 9 luni, acum 2 ani, adică A7 și apropo, astăzi se deschide șantierul clar, și A8 în zona romană. În zona în zona de la Bacău până la Pașcan, da, include da, și Roma, da, nu da. Până la Moțca, ca să fiu mai exact. Avem un al treilea mare proiect finanțat prin PNRR, despre care pot să spun că va pierde fie parțial, fie în totalitate finanțarea, Spitalul care? Județean. Ah, da, da. Noi nu vom prinde în ritmul actual cu care se merge cu pregătirea tuturor studiilor, nu mai avem timp să-l terminăm. Să pregătim toată documentația pentru a face investiția până în 2026. Suntem în 2023, pe final, acuș. Deci în 2 ani nu mai e timp să faci investiția și să faci recepția. Și nu poți să soliciți amânări mai mari de, nu știu, câteva luni, probabil. Că este, până la urmă, posibil să existe întârzieri și la alte proiecte. Dar la Spitalul Județean situația este cruntă. Aceasta este o mare miză pierdută de către PNL, PSD, în momentul de față, la nivel de județ. Știți cum se spune? Se pare că noi nu mai avem timp nici să prindem până în 2026 semnarea contractului. Pe asta zic, că este așa de întârziat proiectul, spre deosebire de alte mari proiecte finanțate prin PNRR, încât nu mai există niciun fel de speranță acolo. Și asta pentru că și unii și alții au tras de timp. De exemplu, PNL nu a vrut să voteze și a boicotat cu orice preț, oricând, planurile și documentația pentru Spitalul Județean. Bun, haideți să vorbim și ce planuri și documentație era.
Da, dar era... aia de 600 de milioane, despre ce vorbim? Niciun om cu scaun la cap din România nu putea să creadă că va da cineva 600 de milioane în Neamț, în condițiile în care spitalele regionale aveau probleme în a fi finanțate la suma asta. Adică de acord. E o atunci prostie. Atunci spune lucrul ăsta și comunică-l. Dar nu apoi, după ce s-a luat decizia să spui păi mai bine nu se face pentru că nu are secție de urgențe. Dom'le, n-ați vrut spital mare pentru că, într-adevăr, probabil că e foarte greu să aduci 100 de milioane. Nu vă convine că e spital cu anumite secții, dar fără urgențe, că e prea mic, ceea ce e pertinent. Dom'le, dar puneți-vă la masă cu partenerii de la PSD și gândiți o soluție prin care noi să luăm totuși niște bani, că sunt de la Uniunea Europeană. Unii sunt granturi, alții în împrumut, le plătește țara, nu le plătește județul Neamț. Noi nici în 50 de ani nu o să ne permitem bugetul ăsta din resurse proprie să facem spital dacă nu încetăm să alergăm după Fata Morgana, spitalul perfect. Nu avem bani pentru așa ceva. Puneți-vă la masă, accentuați elemente comune și mergeți repede cu documentația pentru a nu pierde banii. Așa este. Nu mai uitați ce se întâmplă în momentul ăsta. De câte luni, nici nu mai știu, noi toți scriem aici și ne batem capul și spunem, domne, ce faceți cu spitalul? De ce nu mergeți cu actele? Și ni se spune săptămânal sau bisăptămânal sau cum doi. Domne, acum mergem să semnăm. Acum mergem. Săptămâna viitoare mergem. Și s-a dovedit că președintele actual al Consiliului Județean, care este, cum să vă spun eu, așa un fel de struț, o cămilă politică, că nu mai știi unde este el în momentul ăsta. Este PSD sau ai partidul lui, nici nu mai știi în momentul ăsta cine este în coaliția de guvernare la județ. Ei, da. Cum? Nu știm, că revenim la subiectul ăsta, că vreau să vă întreb pe dumneavoastră ceva apropo. Da, că ajungem acolo. Dom'le, mergem la Bacău să semnăm, că știți, vine domnul Rafila, semnăm noi Bacău cu Vasluiu. A spus-o, a declarat-o cu gura lui. Păi poți să semne ceva ce nu-i gata? După care spune, nu, că trebuie să ne anunțe. Dar ăia semnaseră deja. Îi întreb, care-i stadiul documentațiilor? Păi lucrăm. Cine lucrează? Ce lucrează? Eu știu că au trecut 2 ani și 2 luni din luna mai, când a fost votat și noi atunci am votat în Consiliul Județean un studiu de prefezabilitate care ar fi trebuit să nu fie mai mult de un an. Deci ar fi trebuit să se lucreze deja de un an și 2 luni și aici, la studiul de fezabilitate. Și aici nu mai e vina nici a consilierilor dumneavoastră, nici a consilierilor PSD, nici a consilierilor PNL. Este vina aparatului tehnic din Consiliul Județean. Aparatul tehnic are un șef. Adică nu există așa un fel de Dumnezeu al reprezentanților administrației publice care nu răspunde păi față nimănui. Păi și cine e șeful? Este președintele Consiliului Județean. Tu ești șeful instituției, și noi. Trebuie să împingi asta spuneam o și decizie noi. Rapidă pentru a face un compromis. Fie tăiem din ambiție, fie clarificăm până unde mergem, dar trebuie să prinzi măcar niște bani de acolo. Domnul Bulai, noi în momentul ăsta suntem precum România imediat după război, în Neamț. Știți de ce? România după război avea un guvern, da? Opoziția, atunci când mai exista partide istorice, au făcut un guvern de opoziție care se poate prelua puterea. Și mai aveam un guvern în exil. Județul Neamț are un președinte cu numele, are, să spunem, o opoziție care vrea să aibă la nevoie să preia Consiliul Județean și are adevăratul președinte în exil. Și are și un, PSD în județ care are majoritate în CJ, dar de fapt nu-l conduce. Exact. Păi și atunci, despre ce vorbim noi aici? Da, e foarte trist, dar dincolo de toate aceste observații corecte și frecușuri, oamenii nu o să țină cont, domnule, cine ați fost, cine n-ați fost. De asta eu fac apel la cei doi iubiți ai guvernării naționale să se pună la masă și să găsească o soluție ca noi să nu pierdem zeci, că nu e vorba de sute, peste 150 de milioane de euro cât ar costa acest spital la finalul zilei. E mai mult pentru că avem și dotările care sunt și ele prinse pe un proiect în PNRR, adică sunt bani foarte mulți. Pot să fie mult mai mulți, dar
să nu pierdem cel puțin această oportunitate. După aia va fi mult mai greu să ajungem aici. Și apropo de Consiliul Județean, că vreau să ajungem și la alte teme, chiar dacă stăm mai mult astăzi. Da. Apropo de Consiliul Județean, eu nu înțeleg, poate sunt eu bătut în cap. Se vorbește de... vom face drum rapid Piatra Neamț, Bacău. Da, nu este de competența Consiliului Județean. Ba, ei eu. Sunt în proiect prinși cu... Ce... Da, nu, este CNAIRU. CNAIRU. Dar documentația de unde vine? Vine de la firmele care au contractat aceste, și vă spun asta pentru că merg de două ori pe lună la aceste ședințe, este compania națională CNAIR, care a contractat studii de fezabilitate, prefezabilitate, care nu se mai termină niciodată, pentru că sunt contracte foarte slabe, pentru că nu fac din asta o prioritate, pentru că aici se ceartă oamenii între ei, pentru că peneliștii, chiar dacă conduc instituția, domnul Pistol este om de la PNL pus acolo, nu au interes să facă din această investiție o prioritate. Este într-adevăr o pasare a responsabilității și o amânare nepermis de mult. Mă întrebați pe mine cum, care este soluția pe termen scurt, în momentul de față faci de la Piatra la Bacău plus minus o oră. În următorii 3 ani, și vă rog să consemnați, să mă întrebați peste 3 ani, vă dau un scris că pietrenii vor ajunge mai repede la Bacău folosind A7 cu nodul de la Trifești-Dulcești. De aici până la Dulcești faci aproximativ jumătate de oră. De la Dulcești-Trifești până la Bacău voi mai face încă 15 minute, maxim 20 de minute. Deci am încredere că mai ușor vor ajunge pietrenii la prin Bacău prin Dulcești decât da, să da, o face prin... Da, atunci se va pune problema cum ajung până la Dulcești. Că e aceeași poveste ca și la Bacău. Da, povestea este similară, dar nu identică. Similară în sensul că este o distanță asemănătoare până la Roman, dar nu până la Dulcești, dar cu mult mai puțină populație și sate. Deci este un drum relativ mai ușor de practicat, chiar dacă este mai deluros decât cel spre Bacău, care este de câmpie, dar foarte populat. Mie mi se pare așa, că politicienii din județ, care au pâinea și cuțitul în momentul acesta, au un plan deliberat de izolare a municipiului Piatra Neamț. Iar eu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, că așa este. Un plan deliberat de izolare a municipiului Piatra Neamț și asta se vede cu ochiul liber Piatra, aproape când spui și zona. Și zona. Și zona, adică, da. De aici până la Bicaz și mai departe, până toată Valea Muntelui, comunicarea se face pe aici, pe această rută. Da, nu vă pot contrazice. Am fost acolo, nu-i văd să vină să bată pentru Piatra, iar eu nu am puterea necesară. Pentru că e vorba de a bate cu pumnul în masă. Fă lucrul ăsta, altfel noi nu te mai susținem. Despre asta e vorba acolo. Și am fost la acea masă a evaluării proiectelor, unde fix acest lucru ce este ciudat? Vă rog. A spus că domnul Pistol de la PNL. Da. DRDP Iași, la împărțeala aia care se face, că știți că se practică, instituția aia ta, aia ta, aia ta, aia ta, tu te ocupi de ea pe... DRDP Iași este în curtea Neamțului. Domnul Arsene, când era, a cerut DRDP-ul, ca el se ocupe de DRDP, politic vorbind. Păi dacă avem DRDP Iași politic la Neamț, adică la PSD, cum ar veni, pe domnul Chistol la PNL, noi acum stăm și ne întrebăm, domne, cine este de vină că nu avem documentația făcută la timp pentru drumul expres? Biblic există o expresie pe orb îl poate ajuta cel care îl aruncă prima oară în piscină atunci când ajunge îngerul în templu. Pentru Piatra Neamț, niciun mare puternic de la PNL-PSD nu a putut să strige, să arunce bolnavul, adică Piatra Neamț, acolo unde se poate întâmpla minunea, pe masa decidenților. Asta s-a întâmplat și vă pot confirma acest lucru și e foarte trist, pentru că primește același răspuns de la firma care prestează studiile, deci fix același răspuns, eu sunt disperat când iau de întreb, domnule, dar am spus asta așa cu o lună, două luni, trei luni, ceilalți de la celelalte partide, PSD, PNL, nu sunt acolo să spună stop.
Gândiți-vă că aveți în mâini soarta a jumătate din județ care nu va avea acces direct la această infrastructură mare a 7 prin Bacău dacă nu se investește acum. Sunt foarte mulți cei care îmi scriu, dar domnul Bulai este și el din zona Romanului. Da. Putem vorbi în zona Romanului despre, cu ghilimele de rigoare, un grup separatist, apropo de ce am spus eu, cu izolarea neamțului? Cum să fie, deci, fie grup separatist ca interese, la Roman? Ca interese, luăm cazul spitalului județean din Piatra, spitalul județean de urgență. Țineți minte în perioada pandemiei? Da. Astăzi era Romanul spital în care trebuia să devină pentru tratat bolnavii de COVID și peste noapte a devenit Piatra Neamțu, care nu se încadra potrivit normelor de atunci. Credeți că un director de spital a hotărât asta? Nu știu ce pot să cred, pentru că nu știu. În principiu, despre lucrurile pe care le știu, le pot comenta foarte bine. Despre lucrurile pe care nu le știu, nu le comentez. Nu știu unde și cui a aparținut decizia, dar aici vorbim de o chestie foarte interesantă. Spitalul Municipal Roman aparține, cum spune și titlul, Municipiului Roman și este condus de către Primăria Roman, iar cel de la Cejena aparține Primăria, Spitalul din Piatra aparține Consiliului Județean. Nu cred că a fost o decizie locală, dar din nou, este doar bănuiala mea, pentru că de fapt... Decizia a fost centrală, influența a fost locală. Asta nu pot să o exclud, pentru că nu am cunoștință de așa ceva, dar nu pot să exclud, pentru că nu cunosc. Da. Dar este pur și simplu o speculație. Cât despre conspirația romașcanilor este puțin deplasat, uitați-vă ce se întâmplă și în zona Târgu Neamț. Se face de la Leghin, acum 5 zile, un anumit prestator de servicii de construcții a pierdut o contestație împotriva celui care a câștigat licitația. Și mai departe, prin 8 comune în jurul Târgu Neamțului, va începe șantierul, nu în următoarele luni, pentru că trebuie să facă predare, primire, deci nu există probleme cu cei care au de luat recolte de acolo, să se știe. Undeva spre final de toamnă, în mijlocul iernii, s-ar putea să înceapă șantierul acolo. Deci nu există că romașcanii trag pentru zona romană. Zona romană. Noi tragem pentru Moldova și pentru Neamț. Dar aici este absolut evident că cei care au fost la putere constant, noi n-am condus niciodată nici județul, nici municipiul Piatra Neamț la nivel de primar, nu au tras cu toate forțele pentru a investi în acest drum expres atât de necesar întregii zone montane, nu doar pietrenilor. La un moment dat, dumneavoastră conduceați Ministerul Transporturilor prin domnul Drulă, da? Da. Pe vremea aia s-a făcut ceva pentru drumul expres? Da, a fost o prioritate și atunci l-am pus în discuție pentru evaluarea săptămânal lunară. De atunci a început transparentizarea tuturor deciziilor. Până atunci, eu știu și urmăream titluri de presă, la fiecare alocare bugetară PSD ne mai păcălea că gata, încep lucrările. Erau niște marote. N-ai cum să ai lucrări dacă nu ai documentație completă. Acum e foarte aproape, într-adevăr, dar încă nu e acolo. Vorba înțeleptului de la PNL-PSD există, dar nu încă. Trăiește, dar... adică respiră, dar nu trăiește. Exact. Încă nu moare, dar nici nu există. Bun. Vreau să discut cu dumneavoastră un subiect chiar înainte de a intra în emisiune. V-am și spus. Eu am impresia că în țara asta căruța este pusă înaintea boilor sau a cailor, cum doriți dumneavoastră, sau a asinilor. Ieri a venit o colegă care a asistat la ședința de la prefectură, comitetul ăla prefectural, care o fie o chestie de bla bla în care se adună toți, citesc niște oameni, niște rapoarte, nimeni nu este atent, după care colegiul se despartă. Prefectural, da? Da, colegiul prefectural, ceva de genul ăsta. Și acolo a apărut această idee, care, cum să spun, ca orice idee, are probabil un sâmbure de... deci un punct inițial, adică un geniu care a lansat-o. Ideea să se facă controle în școli pentru droguri. Eu, cum să spun, apreciez oamenii cu idei.
Există și o chestie, apropo, cum se numesc oamenii cu idei. În cazul ăsta, sigur, sunt ideologi, pentru că sunt politicieni sau oameni din administrație. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru în condițiile în care asta înseamnă să facem control la consumator? Păi, mesajul este foarte clar. Protejăm rețelele și pe distribuitor. Dacă numai consumatorul, adică trebuie, dacă doar controlul efectelor este prioritatea PSD-PNL, înseamnă că este... Eu asta înțeleg. Da, și eu înțeleg la fel. Înseamnă că ei nu merg mai departe la cei care livrează problema. Producători, dacă sunt, rețea, distribuitori, oameni care se asigură că marfa ajunge la consumator. În opinia mea foarte umilă, și o să spun cu foarte multă decență și eleganță, se începe de la capătul greșit al problemei. E bine să se controleze și cum se consumă. Absolut. Și să pedepsească. Este normal. Dar mai bine ar fi să ajungi, domnule, de la cine distribuie. Care sunt marile rețele de traficanți de droguri păsuite de către reprezentanții de concentratelor din județul Neamț. Colegiul prefectural, ce face prefectul, este de fapt o mică ședință de guvern în oglinda ședinței mari. El conduce instituțiile care aparțin ministerilor și instituțiilor centrale în județ, care ar trebui să facă control pe instituții și proceduri în numele guvernului. Știți ce m-a mirat ieri? N-am auzit să se ridice cineva să spună, stați un pic, domne, care este cadrul legal? 1. 2. Să spună cineva, domne, asta e ideea mea. Domnul de la poliție, domnul de la nu mai știu ce instituții. Jandarmerie. Jandarmerie, domnul de ăștia. Voi aveți vreo părere despre chestia asta? Da. Aveți vreo părere? Păi, vedeți, dumneavoastră ați început cu o glumă foarte bună. Cei cu idei se numesc ideologi, iar idioții sunt, de fapt, din greaca veche, cei care refuză participarea la dezbaterea publică. Ați văzut. Ei, răspunsul acesta este, atunci când, de dragul păstrării unei funcții, te autocenzurezi, în sensul în care nu vrei să spui tu, om, persoană care conduce o instituție de control, că problema este de fapt la celălalt capăt, al distribuitorului, al rețelei, a omului care livrează problema, atunci tu ai devenit un idiot. Un om care, prin simpla neparticipare în dezbaterea publică, pentru că de asta ești acolo, a pune pe tapet niște probleme publice, te-ai transformat într-un om care își capătă acest statut și nume care vine din vechea democrație a Greciei antice. Asta s-a întâmplat acum. Asta este o traducere mai degrabă culturală a fenomenului. Faptic, este foarte trist, pentru că traficanții sunt printre noi, ei nu sunt prinși, nici măcar nu se încearcă găsirea lor, pentru că asta a spus, că nu încercăm să-i găsim pe ei. Păi nu, dar să vedem cum ei că-s cunoscuți? Da. Cine știe, poate sunt printre politicienii care controlează acest colegiu prefectural și oameni care mai consumă și livrează și probabil că se vor acoperi unii pe alții. Nu știu, nu pot să speculez mai departe că nu am informații. Dar mă întreb și eu, dacă oamenii ăia livrează, dacă este o rețea, de ce să ajungem acolo? Domnul Bulea, haideți să vă spun ceva. O chestie. După ce s-a întâmplat nenorocirea cu fata de la Dumbrava Roșie, care a venit la acea conferință MUN, la Piatra Neamț, știți cazul. Da, știu probabil, cum să nu. Și care a ajuns să... Nici astăzi nu știm amănuntele toate. Nici astăzi nu le știm. Deci după ce s-a întâmplat nenorocirea aceea, noi am primit la redacție informația că băiatul acela, era un obișnuit al taberelor școlare, în vacanță se fac tot felul de tabere, unde el era acolo, cel puțin la o tabără dintr-o zonă muntoasă a Neamțului. Avem informația că a fost cu 2-3 săptămâni înainte cu același obiectiv, adică să-și plaseze marfa. Dacă noi primim această informație și omul care a venit a spus, da, uite, copilul meu a fost acolo și copilul meu s-a dus și a spus. Întrebarea este, protejatul cui este acel om? Mai departe. La un liceu de prestigiu din Piatra Neamț. Nu este Petru Rareș. Ca să terminăm discuția.
de 2-3 ani sunt personaje cunoscute care vând droguri. S-au dus copii la profesor și au spus, domne, știți, ăla vinde droguri. Răspunsul. Și ce să fac eu? Anunță poliția, asta poți să faci. Și ce tu să fac eu, că știm. Da, poți să anunți poliția, poți să anunți instituțiile abilitate. Poți să anunți DICOT, de exemplu. Poți să anunți jandarmeria. Poți să anunți directorul școlii. Iar el, dacă mai departe nu face lucrul ăsta, dosar penal, el este responsabil de omisiune în comunicarea către organele competente ale statului român. Ideea că toți pot să tacă este în picioare și rămâne, dar uitați că are victime în rândul tinerilor și în rândul populației. A murit această fată. Normal, ne-am uitat să vedem, dom'le, cine a organizat chestia aia. Și ni s-a spus așa, elevii, foarte frumos. Jos pălăria, niște copii deosebiți care fac dreg, se întâlnesc, discută probleme, inclusiv, nu mai țin minte ce discutau, războiul din Nigeria sau ceva de genul ăsta, nu mai țin minte. Foarte frumos. Bravo lor. Dar uitându-ne prin istoricul ăsta de scurtă durată, vedem un comunicat semnat de directorul de la Petru Rareș, în care își asumă postura de coorganizator. De ce vreau să vă spun? Pentru că este o așa, cum să spun eu, nici nu știu cum să o numesc. Ok. Ieri seară primim un comunicat de la inspectorat care ne spune că directorii de la Petru Rareș nu sunt sancționați, pentru că s-a dovedit probabil că nu erau organizatori, chiar dacă și-au asumat acest statut, și nu sunt vinovați. Pentru rezultatele liceului în alte domenii nu trebuiau sancționați, părerea mea. Dar pentru modul în care au comunicat pe acest scandal, măcar un avertisment meritau. Și știți ce vreau să vă spun? Cine trebuia să le acorde sancțiunea? Potrivit regulamentelor. Știți cine? Eu pot să spun. Consiliul de administrație al liceului. Consiliul de administrație al liceului. Este ca și cum te-i duce și ei cere unui corb să-i scoată ochii la alt corb. Pot eu să am încredere în această treabă? Da, dar acolo sunt reprezentanți din partea mai multor... Primăria are 4-5 reprezentanți, da. Consiliul local... Părinții au părinții. Reprezentanți, profesorii au... Păi da, Asociația Părinților a încasat bani acolo și nu-i poate justifica nici ca taxă de participare, nici ca nimic. Despre ce vorbim? Și toate astea sunt sub un preș ascunse și n-am văzut niciun politician... Niciunul care să iasă și să spună așa. Păi, oameni buni, ia, haide să discutăm cu cărțile pe față. Ce-a fost cu chestia asta? Da, e foarte bizar. Trebuie să vă spun lucrul ăsta. Dar, din nou, același comportament, lipsa de acțiune a organelor responsabile și pasarea vinei la victime. Persoana respectivă este vinovată. Da, dar și părinții-s vinovați că i-a dat drumul. Da, și nu am cum să fie vinovați. Dar deci... rețeaua de control, de supraveghere din jurul evenimentului respectiv, ei puteau să aibă mai mult control. Domnul deputat, vin, nici nu mai știu câți copii erau, 70, 100, habar n-am, în județ. Este un lucru care a fost anunțat. Comunicatul de la Petru Rareș și tot felul de chestii pe Facebook. Există o poliție, se cheamă poliția școlară, dacă nu mă înșel. Parcă așa se cheamă. Dom'le, oamenii ăștia se presupune că urmăresc genul acesta de activități, că acolo se pot întâmpla lucruri. Mai ales când tu spui că acei copii se cazează fiecare unde vrea. Da. Vin fără profesori. Adică chiar am ajuns sat fără câini. Asta, păi, după regulile... Discuții, v-am spus despre definirea statului de drept și funcționarea instituțiilor. După regulile unei acțiuni de genul acesta, dacă nu și-o asumă nimeni decât niște elevi, pare mai mult a fi un fel de activitate semi-clandestină, ca să nu spun clandestină.
Asta nu știu dacă chiar aș putea să spun, dar se vede lipsa de implicare a unor autorități care ar trebui să aibă control. Oare nu se situație. Implică pentru că acolo a ajuns robotul Ion și un secretar de stat? Nu știu dacă... Care au ajuns clandestin acolo, adică neoficial? E foarte greu și dificil să fac speculații. Nu, eu întreb, nu fac speculații. Și îmi pun și eu întrebarea, dar... Pentru că sunt trăit în România și sunt politician în România, îmi pun o întrebare deschisă. Pe cine voiau să protejeze sau protejează? Asta este întrebarea. De nu s-a găsit până acum nici măcar un reprezentant al unei mici rețele care reprezintă... Au fost arestați. Da, care fac trafic sau mare trafic de droguri în jurul școlilor. Pentru că oamenii ăștia, deci probabil că traficul de droguri nu se face pe șantiere. Asta este impresia mea. Nu cred că merg oamenii de acolo să consume. Probabil că este o chestie tinerească, nebunească, de încercare a unor elemente proaspete în jurul școlilor. Eu cred că acolo trebuie investit și cred că prefectul, în loc să vâneze victime, adică elevi, ar trebui să vadă cine se adună în jurul școlii, în mod suspect, zi după zi, pentru a avea activități nejustificate acolo. Așa că, domnule Adrian Niță, orientați-vă spre dealerii de droguri, spre micile rețele de trafic de droguri din oraș și încercați să rezolvați problema de acolo de unde pornește. Nu încercați să cosmetizați efectele sau să le pedepsiți, pentru că nu va dispărea problema și cauza lor. Bun. Haideți să lăsăm un pic. Poate mai revenim, cine știe, că ne vine așa din discuție. Nu avem un plan prestabilit de emisiune. Haideți să mergem un pic spre zona centrală. Ați avut niște luări de poziții destul de tranșante. Cred că puteau fi și mai tranșante apropo de presupusa aceea ordonanță, proiectul acela de ordonanță care lovea în zona culturală, dar nu numai. Nu numai. Asta nu este numai. O victimă colaterală. Da. Nu numai. În momentul acesta... Care mai este situația? Ordonanța cum arată? Proiectul s-a făcut public vreun alt proiect? Înțeleg foarte multe modificări care se schimbă în mod recurent, dar pentru a avea mai multă claritate pe această speță, personal am invitat-o, exercitând calitatea de președinte al Comisiei de Cultură și de a face control parlamentar, am invitat-o pe doamna ministru al Culturii, doamna Turcan, luni, 4 septembrie, la ora 17 în Parlament, la Comisie, pentru a avea un schimb de opinii cu dumneaei, pentru a ne spune care este opinia cu privire la aceste modificări, cum arată ele, evitând alte speculații din spațiul public, exprimând îngrijorări, și aici am foarte multe și o să vă dau niște exemple. De exemplu, așa zisa descentralizare a unor instituții care se numesc Direcțiile Județene de Cultură. Ele sunt reprezentanțele Ministerului Culturii în teritoriu și ele se asigură că legea patrimoniului este pusă în aplicare la nivel local. Se vrea trimiterea acestor instituții în subordinea directă a Consiliului Județean. Ce înseamnă asta? Să-i dai frâu liber unui mediu politic de a exercita presiune pe autorizații de demolare sau de construcții care pot afecta monumente istorice, de patrimoniu. Asta este o vulnerabilitate foarte mare. Dacă nu ai filtrul ministerului, la firul ierbii, orice politician să poată să influențeze în mod negativ prin această subordonare decizii care țin de patrimoniu. Doi, rechinilor imobiliari din teritoriu li se oferă o șansă de a influența în mod direct o instituție și așa slabă, cu 4 angajați plus minus în fiecare județ, destul de prost plătită și care gestionează autorizații de milioane de euro. Lucrul ăsta este o catastrofă la adresa protejării patrimoniului cultural istoric, care nu ar trebui să continue în forma asta. Direcțiile de județene de cultură trebuie întărite și trebuie să rămână la minister în opinia mea. E vreo șansă ca acest lucru să se întâmple? Mie mi se pare că de fapt nu se dorește, adică e clar că nu se dorește asta. E clar că se dorește ca această instituție să fie la mâna jupânului local. Da, dar aici intervine, până la urmă devine și neconstituțional și o să vă spun de ce. Pentru că
să zicem că CJ-ul, Consiliul Județean, este cel mai mare beneficiar al acestor servicii, absolut, din multe puncte de vedere. Omul care va trebui să emită autorizații pentru beneficiar CJ va fi în subordinea CJ. Deci există un conflict de interese acolo, pentru că președintele Consiliului Județean sau o instituție solicită o autorizație din partea Direcției de Cultură care primește toată finanțarea și, și coordonarea de la același șef de instituție. Există un conflict de interese cât casa, care nu poate fi acceptat. Știți de ce zâmbesc? Adică eu, Bulai, autorizez, eu dau bani, eu decid, fără niciun alt filtru neutru de evaluare a acestei situații. Știți de ce zâmbesc? Toată România este într-un conflict de interese. Să vă spun de ce. Păi, luăm un caz, nu știu, dați-mi o funcție, care doriți dumneavoastră? Oricare. Nu primar, vorbesc. Nu știu. Primar, da? Primarul este ales pe lista unui partid, da? Da. El își face lista de consilieri cu acordul partidului, da? Acești consilieri ajung în consilii în AGA la societăți. Partidul nu numește direct. Partidul face propuneri, ca să fim eleganți, pentru descentralizate. Ajunge la descentralizate, de exemplu, cineva care e membru de partid, prieten cu președintele, că de obicei așa se întâmplă. Cunoaștem cazurile. Uh-huh. Tot Târgu Neamțul s-a mutat la Piatra Neamț, uh-huh, pe vremea lui Arsene. Deci, ce vorbim? Păi, aparent, între șeful partidului, președintele Consiliului Județean și șeful de la, nu știu, inspectoratul școlar, da? Uh-huh. Luăm că tot suntem la zi cu inspectorul. Teoretic, n-a trebuit să fie nicio legătură. Dar în realitate, da, este. Directorul, de la inspectorat merge la directorul de școală. Da. Teoretic, nu este nicio legătură. Dar directorul de școală, ca să fie ales, trece printr-o comisie în care primăria de unde vine el, logic că are un cuvânt de spus, dar aici este un cuvânt de spus politic în cele mai multe cazuri, nu altfel, nu ținem cont. Uh-huh. Și s-a creat această rețea a conflictelor de interese care sunt majore, adică peste tot. Cum să vă spun eu, mergem și luăm Consiliul de Administrație la societățile Consiliului Județean. Te deschidem și începem să ne uităm pe ele. Cine sunt? Da. Păi cine sunt acolo? Rude, prieteni, păi conflict de interese. Nu legal. Da. Aveți dreptate în lucru, în situația asta. Să știți că în 8 luni cât am guvernat noi nu am avut nicio persoană în conducerea niciunei instituții de concentrat, adică unei reprezentanțe a Ministerului sau agențiilor naționale în județul Neamț, pentru că fix lucrul ăsta l-am contestat noi. Că de fapt legea îți permite să pui un om acolo, dar fără niciun alt fel de criteriu de competență posibil. Doar pentru că îți permite legea. Și asta este un abuz moral față de starea de bine a instituției și a județului. Pentru că nu există niciun filtru, atunci oricine poate ajunge acolo. Andrușcă, Dănuț, poate ajunge acolo. Nu, el a ajuns, da, ministru. A ajuns și mai rău. Deci, da, el a fost consilier județean, da, și în AGA, dar, de la APA Serv. Dar aceste numiri sunt asimilate acestor decizii de a numi ca într-un guvern. De asta organizarea concursurilor pentru aceste posturi este soluția. Uitați ce se întâmplă la Direcțiile Județene de Cultură. Ele rămân acolo pentru că oamenii aceia sunt angajați pe posturile respective. Ei nu sunt numiți politic. Ei nu suportă schimbările care vin odată cu schimbarea peisajului politic la minister, odată la 2 luni, 4 ani, 6 ani. Caz concret. Doamna Josanu a fost transferată, dacă nu mă înșel, fără să fie întrebată dacă dorește acest lucru, pe timpul unui ministru al culturii de la PSD, cred că anul trecut, la Constanța. Domnule, dar m-a întrebat cineva pe mine dacă eu pot, vreau, am interes, cum se justifică
acest transfer? Nu. Deci nu a avut ce să-i facă. Dacă dumnea ei ar fi fost numită într-o funcție de conducere în această formă de instituție deconcentrată a Ministerului Culturii, atunci ar fi putut nu fi doar transferată, ci destituită în a doua zi după ce ministrul a preluat mandatul. Nu a putut. Pentru că ea este pe poziția respectivă, orice persoană care conduce o direcție județeană de cultură, nu ca urmare a unei numiri, ci ca urmare a unui concurs dat pentru a ocupa funcția respectivă. Deci oferă o stabilitate instituției în primul rând și a acțiunilor pe care și o siguranță pe care le întreprinde. Pe când orice altă instituție, inspectorat școlar, inspectorat în construcții, direcția silvică, direcția de sănătate publică, toate acestea și multe altele, cred că sunt peste 20 de instituții deconcentrate în județ, Garda de Mediu, Agenția de Mediu, toate sunt instituții unde șeful poate să fie destituit prin ordin de ministru în secunda 2 când el dorește acest lucru. Păi și atunci, dacă tot vorbim de reformă, dacă tot vorbim, în mâinile cui este puterea de a schimba legislația? Nu este în mâinile Parlamentului. Păi puneți o întrebare fundamentală de arhitectură instituțională a statului român. Parlamentul face legi, are și guvernul competențe, da. Guvernul excede competențele când supralegiferează într-un mod constant, evitând rolul Parlamentului, da, lucrul ăsta îl face. Asta s-a întâmplat și cu aceste presupuse modificări legislative, care nu au fost asumate încă, dar surpriza toamnei va veni de la această propunere a premierului Ciolacu, anume de asumarea răspunderii guvernamentale pe aceste măsuri. Adică el spune, eu guvern, eu premier, îmi asum aceste modificări, voi parlament, dacă nu vreți, voi parteneri de guvernare, dați-mi afară ca majoritatea. Depuneți moțiune de cenzură și dați-mi afară. Și de fapt ce a făcut el? I-a strâns cu mâna la spate pe peneliști. Le-a spus așa, băieți, ori mă lăsați pe mine să dau un cap mediului antreprenorial, cultural, ce vreți voi, ori mă duc în Parlament și mă dați jos și intru în opoziție. Cum PSD a făcut de 3 ori în ultimii 9 ani. Asta s-a întâmplat și le-a spus celor de la PNL. Vreți asta sau mă duc în opoziție și păi vedem cum mai faceți, noi câștigăm oricum alegerile anul viitor dacă voi nu vă asumați împreună să dăm în cap mediului antreprenorial. Angajarea răspunderii, cred că nu asuma. Angajarea răspunderii. Cred că angajare. Da. Ideea care este? Eu nu înțeleg, luminați-mă. PSD-ul ia măsuri dure înainte de un an electoral de bunăvoie? Este o întrebare fundamentală pentru că ei în loc să facă, au nevoie de bani. România, ca să meargă înainte fără reforme, are nevoie de bani. Banii nu vin din cer. Banii de la Uniune vin pentru investiții prin PNRR. Noi încă mai împrumutăm bani pentru a completa contribuția proprie. De exemplu, pentru A7, noi am primit aproximativ 3 miliarde de euro de la Ploiești până la Pașcani, dar România a mai trebuit să contribuie cu încă 600 de milioane de euro. Nu a avut bani ăștia, i-am împrumutat de la Banca Europeană pentru investiții. Deci noi împrumutăm bani pentru investiții mari, curente, dar nu mai putem să împrumutăm bani și pentru cheltuieli curente. De asta, în lipsa reformelor, pentru a avea bani în fluxul bugetar, e nevoie să vină de undeva. Ei vor să colecteze mai mult folosind probabil măsuri abuzive și vor să taxeze mediul privat, motorul economiei. Asta se întâmplă acum. Dacă Marcel Ciolacu va merge mai departe, PNR va deveni făptaș la o schingiuire a mediului privat din România și a antreprenorilor. Care sunt instituțiile cele mai încărcate cu balast, bugetare vorbesc, cu balast, adică cu oameni care stau acolo doar ca să încaseze salarii? E o întrebare foarte bună, sunt foarte multe. De asta nu cred că sunt instituțiile, de exemplu, de cultură din județe, pentru că Marcel asta voia să facă, să comaseze instituții culturale cu obiect similar de activitate sub 50 de angajați. Eu pot să înțeleg. Știți cum? El vroia să echilibreze un anumit nivel de cultură.
Deci să dea la județe instituții culturale ca să le poată trece în CV că au ceva legat de cultură. Da, exact. Trecem peste. Bun. Sunt foarte multe ministere care nu se justifică. Ministerul Familiei, Turism, Antreprenoriat, nici Ministerul Economiei nu se justifică. Economia trebuie să fie o economie privată și poți să ai mici competențe de intervenție acolo unde trebuie și este un singur sector macroeconomic unde statul trebuie să fie prezent, anume sectorul producție de armament, nu poți să externalizezi și energie. În totalitate. Și energie. Da, aici avem un sector, aici avem un minister aparte. Deci vorbim de un minister care gestionează singur acest energie. Sector, foarte important, deci nu Ministerul Economiei. Se pot face multe reforme acolo. De la 50-80 de miniștri câți erau acum, nu miniștri, secretari de stat câți erau acum 2 ani, sunt 200 de secretari de stat. Se pot face multe economii de la, așa zise, pensiile speciale și de la ridicarea vârstei pragului de pensie pentru cei trebuie care lucrează în trebuie sistem să sunt ce înseamnă aparatul tehnic de specialitate în spatele unui secretar de stat? Da, înseamnă cel puțin un staff de aproximativ 6 oameni, care înseamnă secretari, consilieri, șef de cabinet și apoi cel puțin una sau două funcții de consilieri cu anumite competențe. Deci cel puțin 6 oameni. Deci multiplici 200 cu încă 6. Acum, câți oameni sunt în spatele unui parlamentar? Sunt fix cât dorește el. Poate să fie doar 2 oameni sau poate să fie 10 oameni. Asta mi-a plăcut. Da. Asta adică poți să lucrezi foarte eficient cu 4 oameni sau poți să lucrezi cu 5 oameni. Aparatul parlamentar, da. Eu vorbesc de parlament ca instituție. Eu am 4 oameni angajați, adică eu lucrez foarte bine cu 4 oameni. Parlamentul ca instituție, cât este de supraîncărcat? Este foarte supraîncărcat pentru că nu este digitalizat și tot fluxul de documente și informații se face în format fizic. Deci suntem țara cu clădirea cea mai mare a Parlamentului și cu cele mai multe comisii parlamentare. Și de la legislatura trecută până acum a crescut numărul comisiilor cu 3, dacă nu mă înșel, care și asta înseamnă staff. Apropo, sunteți președinte de comisie. Da. Ce înseamnă ca președinte de comisie ca logistică? Adică secretar, oameni... Este așa, un consilier de specialitate cu care eu mă consult pe fiecare adică proiect. Aveți dreptul să vă angajați un număr de oameni sau ei sunt pe o schemă? O persoană. Poți să angajezi tu ca președinte de comisie, în cadrul comisiei o persoană și depinde de mărimea comisiei. Comisia poate să aibă, cred că, între 3 și 7 sau chiar 8 angajați. Probabil Comisia Juridică, prin unde trec absolut toate legile din România, are, presupun, nu știu, poate să fie între 6 și 8 angajați. La Comisia de Cultură sunt 3 angajați permanenți cu contract de muncă față de care eu nu am nimic de a face în această direcție. Adică este un om care lucrează acolo 20 de ani, este expert în legislație culturală, o persoană care asistă în organizarea ședințelor și o secretară a comisiei care ține legătura cu toți cei care ne abordează și ne solicită. Ați amintit de autostrăzi. Da. Știu că e un subiect care v-a pasionat. Nu, am luptat pentru el din opoziție, de la primul mandat, alături de societatea civilă. Este cel mai mare proiect la care am contribuit, cu înțelepciunea necesară de a spune că fiecare a pus o cărămidă. Noi am pus-o pe cea mai importantă. Atunci când am fost la guvernare, în guvernarea USR-PNL din 2021, miniștrii noștri Cătălin Drulă, președintele partidului acum, și Cristian Ghinea, făcând PNRR-ul, au inclus aproape 300 de kilometri de autostradă, 3 miliarde de euro de la Ploiești până la Pașcani, plus capetele autostrăzilor A8, de la Leghin până la Moțca-Băureni, de la Miercurea Nerajului până la Târgu Mureș. Partea montană nu a inclus-o dintr-un simplu foarte motiv. Avea o documentație foarte
precară, abia acum se ajunge la maturitate. Următorul pas este să găsească 6 miliarde de euro pentru investiție în partea montană. Râdeau de noi, ne blocau unii de pe la PNL când făceam proteste spre București. PSD-ul era totul aberant și vă spun concret că țin minte cu domnul ministru Cuc și cu doamna Dăncilă, au făcut o monstruozitate de așa zis parteneriat public-privat de la Târgu Neamț la Iași, care a întârziat cu cel puțin 3 ani acest proiect. Când am susținut primul guvern după Dăncilă, am cerut să se suspende această prostie, ar fi însemnat să avem o autostradă pe care nemțenii, cel puțin țin din zona Târgu Neamț, care fi mers spre Iași și Ieșenii, spre munte mai apoi, ar fi trebuit să plătească pe acest perimetru de 100 și ceva de kilometri, aproximativ 6 euro, ceea ce era o aberație. Restul românilor merg pe autostradă ca urmare a unei investiții naționale și a unor granturi europene. Numai noi, moldovenii și nemțenii, ar fi trebuit, din cauza lui Cuc și al Dăncilă, să plătim suma asta pe porțiunea respectivă de autostradă. Dar este o mare satisfacție și am fost. Asta este o mare experiență pentru mine, că am fost în contact cu absolut toți decidenții, și înainte să intrăm la guvern, dar și după, pentru a influența cele mai bune decizii în mod legal, dar transparent, alături de societatea civilă din Moldova, pentru A7 și A8. Păcat că A13 este un proiect absolut ratat și îmi pare rău, pentru că este mai ușor să trecem munții pe la Brașov, spre Transilvania, decât pe la Neamț, dar noi am mers mult mai bine cu proiectul, ei s-au împotmolit de fiecare dată și acum reiau tot procesul. Sunt multe nume din societatea civilă pe care le pot aminti și care le pot mulțumi. Și îi știu pentru că am lucrat cu ei în ultimii 5-6 ani. La emisiunea următoare. La emisiunea următoare dau nume din societatea civilă? Da, bine, n-am nicio problemă. Poate chiar și discutăm pe marginea câtorva dintre ei. Unul a ajuns și secretar de... Nu, chiar conduce o instituție, dar asta este altă poveste. Așa. Centrală. Bun, da. Eu vreau să mai discut cu dumneavoastră niște lucruri, chiar dacă depășim timpul alocat emisiunii. Vorbim de autostradă, vorbim de lucruri mari, PNRR. PNRR, se vorbește mai puțin despre PNRR și influența lui în comunitățile mici. Lucru care nu se vorbește. Și e un subiect de discuție extrem de important, dacă și primarii ar avea curajul să discute lucrurile astea. Ei, în general, nu discută pentru că zic, băi, dacă mă ies eu în față, cine vine, îmi dă cineva în cap. Să știți că este și nu este așa. Eu ieri am fost la ședință la Consiliul Local, într-o primărie condusă de PNL, și domnul primar a anunțat, dacă nu mă înșel, 4 sau 5 proiecte câștigate prin PNRR. Extraordinar. Vă referiți la Răucești? Nu, la Timișești. La Timișești, așa. Colegul meu, primarul de la Săbăuani, are 6 proiecte PNRR câștigate. Pipirigul, 4-5 proiecte. Deci, sunt unde sunt primarii deștepți și gospodari. Exact. Și au avut și inteligența să aibă om pe proiecte. De acord. Dar și o minimă bunăvoință. Să meargă să întrebe, domnule, ce fel de proiecte sunt la dispoziție pentru comunitățile mici prin PNRR? Și o să vă dau un mic exemplu de manipulare clasică din partea presiei centrale. Eticheta pe USR a fost, aha, v-ați luat voi mari proiecte să dați numai în stânga, în dreapta și n-ați dat nimic pentru comunitățile mici. Uitați-vă acum, a fost o manipulare. Sunt mulți bani care merg spre școli, mică infrastructură, digitalizare, energie, în comunități mici și organizate în subsidiar de către fiecare comunitate. Vreau să-mi continui ideea apropo de local. Vorbim de primării, dar domnul președinte, acum de partid local, de filială, aș vrea să îmi explicați un lucru pe scurt. Simt eu pe plan local că USR este mai cu spatele spre PNL și, cum să spun așa, într-o rână spre PSD, adică se mai uită la PSD, sau nu? Este absolut fals. Noi am fost primii care l-am criticat pe Arsene când a făcut investiția cu spitalul total aberant la Lețcani, cu porțile la intrarea în județ, cu toate proiectele fantasmagorice pe care el le-a avut, cu el, cu susținerea parteneriatului public-privat,
cu Cuc și cu Dăncilă de la Târgu Neamț la Iași. Este absolut aberant. Nu, nu se poate spune lucrul ăsta, dar într-adevăr peneliștii sunt foarte aroganți. Au o aroganță în abordare, într-o desconsiderare interpersonală, cum nu am văzut la niciun politician din România. Și lucrul ăsta se vede. Nu că i-aș mângâia pe creștet pe ceilalți, dar aroganța peneliștilor este ceva care respinge oamenii. Iar lucrul ăsta mie nu mi-a plăcut niciodată. Pot să fiu un partener de dialog cu absolut orice politician decent, pro-european din țara asta, dar pur și simplu disprețul interpersonal, aroganța constantă și atitudinea de superioritate niciodată nejustificată și lipsa de fair play în politică, lucrul ăsta mie nu-mi place, iar cei de la PNL l-au arătat constant. Mi-ați răspuns. Cei de la PSD sunt cum sunt ei. Ciuma roșie și sunt cauza pentru care eu m-am implicat în politică. Deci pur și simplu nu este de discutat acolo. Ei conduc Consiliul Județean, noi nu o să avem Spitalul Județean din cauza lor, pentru că au fost prea încet, pentru că Arsene a fost președinte aproape 8 ani, dar nu a investit de la început în studiu de fezabilitate. Ce zic? Ei sunt cauza implicării noastre în politică. Atâția ani, 16 ani, să conduci Ministerul Sănătății și să nu ai un spital mare pentru Oași. Evident, ei sunt problema. Dar aici, pe plan local, putem să vorbim cu toată lumea, vorbești și cu peneliști, vorbești și cu PSD-iști, dar pur și simplu abordarea absolut josnică din partea colegilor de la PNL mă face să nu pot să am un dialog. Dar și plus ipocrizia. Spui că susții pe PSD, faci lucrul ăsta constant, ești partea guvernului și aici îți mai, de cele mai multe ori în chestii foarte mari îți mănâncă pisica limba când trebuie să fie împotrivă. Lucrul ăsta nu mi se pare corect. Bun, o altă problemă care aș fi vrut să o discutăm mai pe larg, dar știți cum este? Avem marea ciupeală și mica ciupeală pe bani publici. De ani de zile avem o ciupeală pe bani publici în privința acelor asocieri făcute pe anumite acțiuni între diferite asociații, federații, consilii județene, consilii municipale sau consilii locale la țară. Și apar niște lucruri absolut aberante. De exemplu, colocviu literar pe tema operei lui Ion Creangă, cu niște oameni aduși din Italia, niște băieți care au o asociație acolo, dacă îi cauți, nu-i găsești. Dacă îi cauți, nu-i găsești. Iar cel care se ocupă este consilier județean, a zis, domnule, eu nu votez. Eu nu votez proiectul, dând de înțeles că el este parte în acel proiect. Se face un concurs de dans foarte frumos, extraordinar, cu dublă finanțare la Consiliul Local Piatra Neamț, Consiliul Județean, ca să ascundă lucrurile. Aici face asociația, dincolo face federația și spune că are partener asociația. Și se dau banii fără număr, cum spuneau ăștia, fără număr. De multe ori, inclusiv consilierii USR au votat aceste lucruri, argumentul fiind, domnule, trebuie să facem și așa ceva. Eu nu cunosc speța exactă cu dansurile, dar vă pot spune un singur lucru. Săptămâna trecută era pe ordinea de zi la CJ, cred că era o ședință, a urmat să fie ori joi, ori vinerea trecută, suplimentare cu 14 posturi la Carmen Seculare, pentru organizare teatru de păpuși. Vă spun că și din sursă. Așa era pentru teatru de păpuși. Teatru de păpuși plus încă alte elemente. În 30 de ani, consiliera mea cea mai apropiată de la Comisia de Cultură este expertă în legislație pe teatru și critic de teatru, Iulia Popovici. Mi-a spus, Iulia, în 30 de ani nicio instituție de teatru de păpuși nu a fost înființată în România, pentru că sunt niște costuri absolut uriașe dacă vrei să faci un teatru de păpuși. S-au gândit cei de la Neamț, de la Carmen Seculare, să facă ei teatru de păpuși. De ce, domnul Bănescu? Ca să iasă de sub radarul ordonanței de comasare a instituțiilor de cultură, să treacă Carmen Seculare peste 50 de angajați, ca să nu poată fi desființată.
În seara când am aflat că se întâmplă asta, l-am sunat pe doamna Softe și am spus că vreau să mă duc mâine, ca să știți, în ședință. Și urmarea, vă pot citi un mesaj. Și urmarea e că a retras. S-a retras proiectul. Dar el era până la momentul în care eu seara, nu știu, la ora 7:30, 8, am sunat pe domnul președinte și am spus, ca să știți, mâine mă duc pentru a interveni la un anumit punct, ei înțelegând că nu se poate merge mai departe cu această minciună, una să spui la național, alta să faci local, au retras proiectul. Deci suntem super activi și coerenți. Eu am o părere un pic diferită apropo de Carmen Seculare. Toată lumea a judecat proiectul ăsta ca fiind un proiect făcut acum pentru a intra, pentru a se proteja vis-a-vis de ordonanță. Nimeni nu s-a uitat la toate proiectele făcute în timp prin care s-a cerut. Nu se poate să zici că ai un ansamblu când tu ai 6 dansatori. Un ansamblu nu se face cu 6 dansatori. Nu poți să faci protejarea patrimoniului cultural când tu nu ai post pentru așa ceva. Dacă s-ar fi dorit o discuție serioasă pe tema aceasta, probabil că discuția ar fi trebuit să fie așa. Câți oameni avea Carmen Seculare pe timpul reformei, tot așa făcute cu forța, când Carmen Seculare și-a pierdut jumătate dintre angajați, cei care erau pălmașii, știți? De ce? Ca să protejeze posturile din Consiliul Județean. Nimeni n-a făcut legătura între organigrama modificată la Consiliul Județean și acest proiect de la Carmen Seculare. Pentru că aș fi vrut să văd o atitudine combativă apropo de organigrama din Consiliul Județean. Dacă cineva stă și se uită pe organigrama votată tocmai în, pentru a se proteja, și a spus-o domnul președinte, mă rog, cu atribuții de președinte, care a spus așa, trebuie să o votăm azi, că mâine e ședința de guvern. Public, nu așa, public. Păi ce reformă s-a făcut pe organigrama de la Consiliul Județean? Da, aveți dreptate în această... Păi vă spun eu că se pare că au creat posturi în plus. Dar asta n-a observat nimeni. Și nimeni n-a discutat. Au sărit toți pe Carmen Seculare. De ce? Pentru că la acel proiect fantasmagoric, toată lumea a zis apărăm partea de cultură, adică direcții județene, și s-a discutat numai despre partea asta a proiectului. Nimeni n-a observat cum șmecherii din Consiliul Județean și-au, cum să vă spun, nu și-au spălat rufele, și-au găsit modalitatea de a scăpa de oamenii incomozi, de a-i pune în alte părți, de a scăpa de... de exemplu, investițiile din Consiliul Județean. Unde sunt acum? Nimeni n-a vorbit despre asta. Ce s-a întâmplat cu cei care se ocupă de proiecte europene? Unde au ajuns? N-am observat un spirit combativ de genul acesta. Nici nu știu cum au votat. Eu sper că data viitoare, colega mea, Maria Apostol, lider de grup al USR, să vină în fața dumneavoastră și cu toată deschiderea să vă răspundă punctual aceste întrebări, pentru că eu sunt sigur că are răspuns pertinent și corect la fiecare întrebare. Eu am observat, ca să spunem așa, un anumit tipic calapod în votul consilierilor dumneavoastră. Dar nu mai am depășit deja cu 10 minute și aș vrea să mai... am primit un mesaj să-l văd dacă e o întrebare. Avem foarte multe întrebări. Da, răspund cu drag. Sunt aici pentru să răspund la toate întrebările. Cunosc pe cineva care știe precis din 10 iulie după ora 19:10 că spitalul nou nu se face. Faza e că se știe și în CJ Neamț. Și într-adevăr pot confirma că oamenii din CJ au spus că ei știu. Și eu spun același lucru, dacă ei se mișcă așa de greu, nu ai timp să dai totul gata ca să încep construcția în ianuarie 2024, ca să o termini în decembrie 2026. N-ai timp. De asta timpul e foarte strâns și am mari dubii că se va termina toată documentația pentru a începe licitația rapide și construcție. Vă rog. Aveți candidați la primăriile municipiului și Consiliului Județean în momentul acesta? În momentul acesta nu avem, nu sunt luate decizii nicăieri, pe nicio funcție.
comentariu. Dar da, sper că în cel mai scurt timp să avem. Urma să vă întreb cam când. În spatele tuturor rețelor de prostituție și droguri sunt oameni din serviciile de forță și din politică. Se știe acest lucru, comentează un domn. Lucrul ăsta nu-l știu. Dacă sunt, fiecare om în conștiința lui de cetățean trebuie să facă sesizare la organele competente. DICOT și DNA, dacă există cunoștințe de asemenea situații. Deci vă îndemn, dacă aveți informații cu privire la rețele, posibile rețele de droguri, traficanți de droguri, persoane din județul Neamț, faceți sesizare la DNA și la DICOT. Da, dumneavoastră v-ați implicat în ceea ce înseamnă activitate culturală, e normal să-ți acolo. Ce părere aveți despre implicarea Guvernului României în partea de infrastructură sportivă și sprijinirea sportului în general? Am o părere proastă, pentru că aici sunt două lucruri. Sportul de performanță și sportul practicat la nivel școlar, școlar-universitar. Eu îmi doresc ca sportul să devină un antidot pentru depresie și multe boli în rândul tinerilor, dependență de online, iar asta se poate face printr-un singur lucru. Investiții masive în baze sportive, școlare, în regim de federații de comune. Să vinești singur și cu războieni singuri și cu girov nu își pot face o bază sportivă de unii singuri. Dar împreună, mai multe comune, 4, 5, 10 împreună, pot aplica să-și facă baze sportive împreună. Ce părere aveți despre Ludovic Orban? A devenit un personaj frecventabil din punctul de vedere al USR? Toți cei care își doresc reforme în România și care sunt fideli unui crez de dreapta, antreprenorul și antreprenorul este motorul economiei, trebuie să se coalizeze. De asta felicit discuțiile pe care le avem atât cu PMP cât și cu Forța Dreptei. Și un ultim subiect, că nu mai am depășit cu 15 minute. Cum vi se pare procesul acesta? Apropo, sunteți de la USR și de aceea vă întreb că pe partea cealaltă a eșichierului politic este aur, ca să zic așa. Cum vi se pare procesul ăsta de reevaluare a aurului chiar de către Israel? Este o explicație foarte simplă, mai puțin vizibilă în România. Actualul guvern din Israel este un guvern de extremă dreapta, deci de fapt este o comunicare între minți care gândesc la fel. De asta și ordinele primite de către ambasador, ele nu sunt haotice și întâmplătoare. Guvernul din Israel caută aliați din Uniunea Europeană care să oglindească măsurile și perspectivele de extremă dreapta care acum conduc statul Israel, pentru că Israel este din ce în ce mai izolat, atât față de partenerii din Uniunea Europeană, cât și din America, cât și într-o situație față de sensibilă în instituții importante, de exemplu în Consiliul Europei, unde Israelul este stat cu statut de observator, pentru că ei gândesc că ar trebui să reintroducă pedeapsa cu moartea, ceea ce este absolut inacceptabil pentru toate țările Uniunii. De acord cu dumneavoastră, numai că toți politicienii israelieni aveau o linie roșie, care se cheamă Holocaust. Da. Nu vorbesc, au altă linie roșie care se cheamă interes. Aia e altă se poveste. Se pare că interesul lor național este acum mai important decât un istoric al negării Holocaustului din partea, sau minimalizării din partea extremiștilor de la AUR. Bun, și atunci interesul lor național, deci ei sunt o țară care își urmăresc interesul lor național cu extrem de multă atenție și încăpățânare. Noi cum ne urmărim interesul național vis-a-vis de ce se întâmplă acum? Ne urmărim destul de prost interesul național și o să vă dau un singur exemplu. Noi facem uriaș de mult, înțeleg, pentru Ucraina. Românii fac asta și statul român face. Nu vă supărați. Vă rog frumos, nu vă supărați. Și primul ministru al României a spus, eu m-am crucit, mi-am făcut cruce, am zis că poate sunt beat. A spus așa, am modificat bugetul României pentru a ajuta Ucraina. Da. Deci, asta este argument. Da. Da, dar comunicăm, ce vreau să spun, că comunicăm prea puțin despre asta. Plus, partenerii ucrainieni nu comunică deloc. De unde trag concluzia că România are o înțelegere cu Ucraina, ca Ucraina să nu comunice deloc ajutorul
financiar, logistic, militar pe care noi îl dăm. Din ce motive? Nu pot să înțeleg, pentru că o mare parte a transportului de material umanitar, militar, alimentar, de orice fel, trece pe la noi ca să ajungă în Ucraina, iar noi susținem activ, dar ei s-au gândit să nu comunice deloc. Și acum deodată spun că ar trebui să comunicăm mai bine și mai mult. Am fost la zilele diplomației românești și asta a spus domnul Ciucă, să comunicați bine și să spuneți multe de bine despre România, la ce se întâmplă în chestiunea ajutorului nostru față de Ucraina. Și până acum de ce n-ați comunicat mai mult și mai bine, domnule premier? Plus, noi nu valorificăm și sper că noi Moldova să facem asta mult mai bine, potențialul a ce urmează. Conflictul are două variante. Fie se va îngheța, fie se va termina cu victoria Ucrainei, altfel va continua. Fie se va extinde. Da, asta este, spun eu, mai sunt puțin probabil, variante. Pentru că atunci va fi al treilea război mondial. Nu este o variantă pe care să nu o luăm în cal. Exact, dar nu exclude niciuna, dar potențialul nostru uriaș este de a fi aici pentru a dezvolta sisteme care să atragă antreprenori, investitori pentru reconstrucția Ucrainei. În cel mai scurt timp. Ucraina, chiar și după terminarea războiului, nu avea stabilitatea pentru a primi direct investiții și investitori într-o perioadă de tranziție politică, instituțională, geopolitică. De asta granițele noastre sunt foarte valoroase. Dincolo de ajutorul maxim pe care românii îl dau, poate și România îl face, dar nu comunică, noi ar trebui să beneficiem această oportunitate dată de ce urmează a se întâmpla la granița noastră după ce va fi terminat acest episod foarte trist. Iar aici ar trebui să lucrăm mult mai mult. Domnule, și cu asta închei. Mesagerul de neamț prin semnătura unui coleg, Viorel Cosma, a demonstrat înainte oricui în țara asta că este o problemă cu canalul Bâstroe. Comunicarea pe acest subiect și a demonstrat mai mult decât atât că exista o înțelegere la nivelul Uniunii Europene, pentru că acolo și finanțare ca ucrainienii să facă acolo lucrări. Și nouă ni se spunea, în ciuda evidențelor, a ceea ce spuneau ucrainienii, a proiectelor care erau, că domne, nu se fac niște mici lucrări de ajustare și nu știu. Această minciună instituțională, pornind de la șeful statului până la nu știu cine, este inadmisibilă într-un stat din Uniunea Europeană. Noi ne lăudăm că suntem Uniunea Europeană și comunicăm ca pe timpul unei autocrații. Asta este o mare problemă. Asta s-a votat, asta avem. Sperăm la vremuri mai bune și am încredere că nemțenii vor da încredere celor care au livrat în perioadă scurtă și intensă până acum decât celor care au spus multe și au făcut puțin. Chiar scuze că v-am ținut atâta. Noi vă mulțumesc, scuze că a fost minunat. Scuze că am depășit timpul. Mai aveam o groază de discutat. Dacă mă mai invitați, revin la dumneavoastră și discutăm cu aceeași sinceritate toate lucrurile. Toate cele bune, mulțumesc pentru participare. Oameni buni, asta a fost. Să ne vedem sănătoși la următoarele emisiuni. Numai bine!